Vino ai spiritușule. Haide, Ianis, vino la doamna. Pe acolo, pe acolo, Ianis, pe partea cealaltă, pe partea cealaltă, așa, după, după, brăduț, așa, Ianis. Alege un jeton de aici, hai, hai, alege-i, doamna, un jeton. Bun, ce vezi în această imagine? Cadou. Vezi un cadou. Alege pe cineva, acum din echipa ta, pe Fabi. Fabi, vino la doamna. Ia jetonul și caută imaginea corespunzătoare, te rog frumos. Și caută și sub piatră să vezi ce găsești acolo, da? Acolo, hai mai repede, Fabi. Alexandra, stai jos pe scaune, acolo, așa. Hai și vino încoace cu ea la mine. Ia atenție, spiritușii roșii, ce am găsit aici, de ce își lustruiesc copiii, ghetuțele, copii? Poți să ne spui tu, Fabi, de ce își lustruiesc copiii, ghetuțele, de ce le curăță? De ce curăță ghetuțele? De ce le curăță? De ce crezi tu? Hai, Fabi. Dar spune tare, spune și copiilor, da, de ce? De ce își lustruiesc copiii ghetuțele? Spune mai tare ca să audă și copiii ceilalți. Camoș Nicolae să ne pună cadouri în cizmulițe. Mulțumim, Fabi, treci la loc. Gata, Mihaiță, luați-l pe scaun, acolo, da, bun, haideți, și lați acum, de ce schimb acolo? Cristi, vino aici, Alexandra, ia caută aici, hai mai caută aici. Așa. Numește pe cineva pe aici. Sau caută tu. Caută acolo sub piatră. Caută sub piatră și vezi ce găsești acolo. O întrebare la doamna. Foarte bine. Vreau să vedem ce a găsit Cristiana acolo. A găsit o întrebare. Când vine Moș Nicolae? O să răspundă grupa spiritușilor. Vezi, ia să vedem. Când vine Moș Nicolae? Când vine Moș Nicolae? În ce anotimp vine? Când vine Moș Nicolae? În anotimpul care? Ia vorbim toți. Vreau să vorbească cu un copil. Poate să răspundă Nati. Răspunde tu, Nati. Când vine Moș Nicolae? Vorbește frumos. Moș Nicolae? Moș Nicolae. Vine? Vine. Iarna, mamă, timpul iarna, foarte frumos. Vino, Nati, și alege-ne tu o nouă jetonă de aici. Ușor, Nati, ușor. Așa, pe margine, pe margine. Alege de aici jetonul cu anotimpul iarna. Ia să vedem. Hai, uite de la toate jetoanele. Uite de la toate jetoanele. Care este? Care este anotimpul iarna? Hai, Nati. Vă luați în bană! Asta, da? Da. Hai să le punem aici. Mulțumesc, Nati, să o aplaudăm, să aplaudăm echipa spiritușilor. Deci, alo. Să punem anotimpul iarna aici. Bun. Acum las și echipa cealaltă, da? Bun. Hai să mergem la echipa. Alexandra, vino la mine. Hai, vino la spiriduș aici, nu Alexandra Băltățeanu, Alexandra Garoafă. Ești tu, Alexandra, jos, cealaltă, da? Da, hai. Alegem un jeton de acolo. Ce vezi în această imagine? În această imagine, niște ghetuțe cu ce? Ghetuțe cu ce? Niște jucării și dulciuri în ele. Alege pe cineva, Denisa, vino la noi, alege pe cineva, să-i dai jetonul să caute imaginea. Te rog frumos, Denisa, unde vezi această imagine, cauți tu piatra aceea. Hai, du-te mai departe. Gabi? Nu, uite-te mai bine. Alexandra, Denisa, uite-te la imaginea ta, nu acolo. Du-te și ajută, tu te rog frumos. Du-te și ajută. Ajută. Să
Caut acolo să vezi ce găsești. Bun, vino la mine. Ia să vedem ce ați găsit voi acolo. Ghici, ghicitoarea mea. Voi aveți ghici. Luați-o pe scară. Amândouă. Foarte bine. Și atenție. Mariuță, Mariuța. Hai să stăm frumos pe scaune, da? Să lăsăm zăpada, ne jucăm după aceea cu ea, da? Ia atenție, să-mi ghiciți la aceste ghicitori copilași. Spiritul și roșii aici trebuie să-mi ghicească, da? Cine pune darul său în ghetuțe la copii? Este sfânt și este bun? Spune-i numele acum. Ghici cine este? Nu vorbim toți, ne întrebați. Câte unul așa frumos să răspundă un copil? Ia să spună cine este. Spune Alexandra, cu cine? Moș Nicolae, foarte bine, aplaudați-o pe Alexandra. Foarte frumos a răspuns, bravo. Ia atenție, altă ghicitoare. Este frate, este frate cu Moș Crăciun, la fel de darnic și bun, da? Nu lasă în dar punguțe, nu sub braț, ci în ghetuțe. Ghici cine este să-mi răspundă, să-mi răspundă? Iar răspundem cu Ariana. Cine este? Dacă ne lasă darul în ghetuțe, nu ne lasă sub braț, auzi să ne spune, nu sub braț, dar în ghetuțe. Moș Nicolae, să-l aplaudăm pe bebe. Ia atenție, să mai spune măcă o ghicitoare, să ne spună Găbițu aici. Mult iubit de copii și așteptat în fapt de seară să-l primim, să primim al său cadou. Punem ghetuțele afară. Ghișine, Găbițu? Cine este? Dacă punem ghetele afară, cine vine și ne pune cadouri în ele? Cine? Da, tare, tare să te audă colegii. Moș Nicolae, să-l aplaudăm. Cine e Găbițu? Foarte frumos. Bun. Spiridușul, ai pregătit jetonul celălalt? Polul celălalt? Hai să alegem pe altcineva. Măriuța, vino la doamna. Hai, Măriuța, repede. Ușureț, lăsați fata să treacă. Stați-vă cu piciorușele mai în spate ca să ajung să poată colegii voștri să treacă, da? Lăsați-l așa, da? Ai ales un jeton? Ce vezi în acest jeton, Măriuță? Așa! Liniște! E un îngeraș! Un îngeraș! Ia să vedem acum! Ia vino Michi, hai să-l desemnăm pe Michi să aleagă jetonul. Gata? Vreau să vă spun că vă așteaptă o surpriză foarte mare, dar trebuie să avem răbdare pentru a ajunge la căsuța lui Moș Nicolae. Și ca să ajungem la căsuța lui, trebuie să terminăm tot ce se află sub aceste pietre, copii. Dacă nu rezolvăm aceste întrebări, să știți că nu ajungem la casa lui. Spiritușul nu ne mai ajută, să știți. Bun. Michi, te rog frumos să cauți această imagine de pietre și unde o găsești, cauți cu ea. Ia să vedem. Ce găsești tu acolo? Ce comoară se ascunde sub acea piatră? Hai, du-te, Michi, unde găsești imaginea ta? Nu, nu, uite-te la tine pe jeton să vezi unde se află, da? Pe jeton, da. Măriuța, stai jos. Tu stai jos, gata? Caută sub piatră, Michi, caută sub piatră să vezi ce găsești. Ce descoperi acolo? Ia să vedem. Ai găsit ceva? Nu. Ia caută mai bine, ridică piatra să vezi, nu găsești nimic sub ea? Nu găsești nimic sub ea. Ai găsit? Foarte bine, hai. Uite că a găsit, vedeți? Bravo. Ia vino. Hai, aplaudați-l pe Michi. A descoperit ceva. Vino aici, Michi. Ia să vedem ce spune. Invită și cealaltă echipă la mesele de lucru. Știți ce avem de făcut acum, copii? Va trebui, ia uitați-vă în spatele nostru aici, se află două mese. Va trebui să mergem prima echipă aici și cealaltă echipă acolo. Acum cum lucrăm? Stați pe scăunele că vă pune doamna, da? Vă rog frumos. Nu pot să Haideți să punem 2-3 copii. Atenție! Gata! Ia treci! Hai, hai, treci tu aici, lucrezi la masa spiritușilor, vezi aici? Vino, haideți. Hai, spiritușii, vezi, uite acolo și lucrează și tu. Cristi, Cristi, vino aici. Ușurel, hai, ușurel, să ne mai încolo. Așa, pune-l puțin. Așa.
dă-te mai în spate tu, că nu mai puțin să ne faceți un pic de loc, așa că n-am copii în loc. Ce va trebui să facem? Atenție, nu ne apucăm de lucru încă. Stai să alegem și echipa cealaltă. Aici trebuie să lucrăm un pic aici. Ia vino, ce-am face? Și răspunde la întrebări în continuare, da? Ușurel, ușurel. Atenție, înainte de a începe să lucrăm, o să cântați și voi cu noi, da, copii? Da. Haideți să cântăm cântecul nostru, să ne încălzim degețelele. Polegaris, da? Cântăm înainte de a ne apuca de lucru. Hai să cânt. Polegaris, polegaris, în ce stau? Și că Elisis audo, Elisis audo, Isi, așa. Isi, mai departe. Indicadores, indicadores, unde stau? Aqui estou. Elisi, și cântați și voi cu noi. Elisi saudo, Isi, vo, Isi, vo. Foarte bine, mulțumesc copii. Haideți să ne apucăm de lucru. Ce aveți voi de făcut? Da. Va trebui să luăm aceste ornamente și să ornăm și pe asta, da? Și pe o parte, și pe cealaltă, da? Vă ajută, o să pun silinușul să vă ajute, da? Bun, hai să vă rog, vă rog frumos. Hai să vă rog. Așa. Aveți loc? Da, da. Haideți, vedeți că aveți aurul ornament, vă rog frumos să faceți de grupa aia, da? Hai, ia uitați-vă, copii, avem aici. Aici. Așa, așa. De unde vreți voi pe această cizmuliță? Cum v-ar plăcea vouă să fie cizma ornată, da? Să fie frumoasă. Să punem și cadouri, puneți tot, da, copii? Ia pui eu. Cum mai tare? Haideți că v-am spus muzică. Așa, da? Așa, da? O lasă de picioare, să vină aici, de vreme.